Lev Tolstoi, șoimul și țarul Un țar, la vânătoare, își zvârli șoimul în urmărirea unui iepure și se luă după dânsul. După ce șoimul prinse iepurele, țarul îl luă, apoi căută apă pentru ca să-și potolească setea. Găsi un izvor, unde apa nu cădea decât picătură cu picătură. Atunci țarul puse paharul sub subțirile șuvoi de apă și după ce umplu cupa, o duse la buze. Deodată, șoimul se mișcă pe mâna țarului și cu o lovitură de aripi răsturnă cupa. Țarul umplu din nou cupa. Așteptă mult timp și de îndată ce fu iar plină, o duse pentru a doua oară la buze. Și șoimul se mișcă și iar răsturnă cupa. Pentru a treia oară, țarul umplu cupa și încercă să bea, dar din nou șoimul o răsturnă cu aripa. De asta dată, țarul se supără și izbind din toate puterile șoimul de o piatră, îl ucise. În clipa aceea, sosire servitorii țarului și alergară la izvor, să umple cupa. Dar ei se întoarseră fără apă, cu cupa goală. Nu trebuie să beți din apa aceea, spuse unul din ei, căci un șarpe și-a zvârlit tot veninul în izvor și l-a otrăvit. Șoimul, bine a făcut de a răsturnat cupa. De ați fi băut, ați fi murit. Țarul exclamă mâhnit. Am răsplătit rău pe șoim, căci el mi-a scăpat viața și eu l-am ucis. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.